Minerul Iacobeni a realizat scorul etapei a 19-a din Liga a 4-a după ce s-a impus pe teren propriu cu 9-1 în fața celor de la Unirea Boroaia. Echipa antrenată de Relu Buliga și-a asigurat victoria prin golurile marcate de Irimia, Mitruc, Dascălu, Nemes și Bostan, ultimul trecându-și în cont numai puțin de 5 reușite. Bucovina Frătăuții Noi a rămas în coasta liderului după ce a câștigat cu scorul de 2-0 în fața celor de la Zimbrul Siret, grație golurilor marcate de Ungureanu și Ionesi. În derbiul etapei, Foresta Mălin s-a impus la limită, scor 1-0 pe terenul grupării CS Gura Humorului, printr-un penalti transformat de Aileni la jumătatea primei reprize. După desfășurarea primelor 19 etape, primul loc în clasamentul Ligii a 4 este ocupat de Minerul Iacobeni.